răspunsului pot să-l dau eu. Am avut o întâlnire cu doamna directoare din partea instituției Băncii Europene de Investiții, care ne-a ofertat principial, bineînțeles, până în acest moment, județul Cluj pentru o ajutare a acestui credit rambursabil, dar oferta dumneaei era extrem de generoasă, se referea la o dobândă de 0,1% plus Euribor pe an la euro. Ei pot finanța doar jumătate din ce ne cuprinde noi program. Deci dacă noi reușim să contractăm această sumă, sau mai mică, depinde de ea, încă pe atâta putem lua de la Banca Europeană de Investiții cu aceste condiții foarte bune din punct de vedere financiar, plus ceea ce este bucurător în această primă fază a ofertei, a vorbit și de o perioadă de grație de 4 ani. Cu inexistența acelei plăți suplimentare în cazul în care putem rambursa mai înainte de termen creditul. Eu văd această creditare ca o funcție complexă și, într-adevăr, undeva, dacă am văzut eu bine calculul, era la 88 de milioane de euro necesarul de reparații, care avem documentație pe ele. Și mai sunt foarte multe drumuri la care nici documentație nu avem. Partea cealaltă a întrebării, acolo n-aș putea să răspund, sau, într-adevăr, acel proiect pe TEN-T îl vom depune. Aparatul administrativ lucrează pe acel proiect. Știți, sunt licitații în derulare, proiectare, execuție, va fi după finanțare. Cred că optica în care s-a gândit această, știu eu, prezentare a drumurilor era de a găsi o formulă de intervenție cât de rapidă. În rest, nu știu. Dar, domnul consiliere, dacă aveți altă propuneri la găsi resurse alternative, vreau să le faceți. Da, personal, împreună cu colegul consilier Tuluc și cu fostul consilier județean domnul Bogdan, am fost și noi la întâlnire cu reprezentanții băncii de Europeană de Investiții. Într-adevăr, susțineau că pot finanța proiecte majore în jur de 50 de milioane de euro. Perioada până la semnarea contractului de finanțare poate dura până la 16 luni de zile. Doresc ca să fie un singur beneficiar al proiectului și există acea perioadă de grație. S-a discutat anul trecut în vară. Într-adevăr, trebuia mai devreme acționat. Mai mult decât atât, aș vrea să mai lămurim problema, să știm câți bani au fost atrași de pe ordonanța 28, pe secțiunea de investiții. Cât am decontat, de ce nu s-a maximizat posibilitatea decontării mai multor bani până la 23 septembrie, când a fost termenul limită? Care termen limită? Deci, Guvernul României a științat pe toți beneficiarii, dintr-o adresă pe toți beneficiarii finanțărilor pe ordonanța 28, că până la 23 septembrie anul curent se pot depune situații în vederea decontării. Da. Ele au fost depuse. Și cât este valoarea lor? Dacă cineva poate deci, spune. Proiectul de care vorbeați dumneavoastră nu se termină, sau finanțarea de care vorbeați dumneavoastră, și am văzut că a apărut și în presă că sunt știu de milioane de euro pe care n-am fost în stare să le tragem, sunt până în 2018, nu sunt până în acest an. Deci valoarea pe care v-ați indicat-o este pentru toată această perioadă. Nu era alocată pe an bugetar, domnule președinte, pentru anul acesta. Suma totală era până atunci. Da, dar interesul nostru să atragem cât mai rapid. De acord, însă în ceea ce privește posibilitatea noastră legală, atâta s-a putut la anul acesta. Dacă ele sunt prinse în bugetul anului viitor, n-am cum să trag bani care nu sunt alocați. Știți? Eu pot să trag anul ăsta doar din cât alocă guvernul pentru acest proiect. Nu pot să atrag bani care sunt programați de guvern pe anul următor și anul celălalt. Am avut sumă limită pentru anul acesta fiscal? Tot ce am putut să tragem, am tras, da. Sunt sume limită pe fiecare an. Ne poate spune cineva care a fost suma pentru anul acesta? Domnul consilier, dar dumneavoastră aveți posibilitatea să vă informați fără să vă spunem noi lucrurile acestea. Că nu sunt date pe care le deține Consiliul, ci Guvernul. Sumele alocate de Guvern sunt date prin acte normative și sunt publice. Nu trebuie noi să vă spunem sumele. Și atunci noi cât am depus? Și asta puteți să vă luați informații de la Direcția de Specialitate. Când aveți nevoie, puteți merge să aveți acces la toate informațiile. Nu trebuie să stăm noi tot Consiliul ca să vă răspundem asta la o întrebare.
Tot Consiliul. Păi, corect. Aveți acces la informațiile publice. Vă rog să mergeți să cereți la departamentele noastre tot ce doriți. Dar poate sunt mulți oameni din sală și opinia publică nu știu unde să acceseze. Eu, da, într-adevăr, o să fac. Opinia publică este altceva. De ce nu suntem transparenți să o informăm? Nu e vorba că nu suntem transparenți, e vorba că noastră puneți întrebări care, pentru care aveți răspunsul printr-o simplă citire a unui document și încercați în plenul Consiliului Județean să dezbateți un subiect care nu e de actualitate în sensul că nu e secretul actului, nu e secretă informația. Vă spun de ce încercam să urmăresc acest lucru. Dar nu ne interesează nici asta, domnul Cruz. Era pentru sursele alternative. Da. V-ați întrebat, era o sursă alternativă. De finanțare. Sursa alternativă de care vorbeați dumneavoastră va merge mai departe, pentru că drumurile prinse în PNDL și vor continua firescul lor. Nimeni nu scoate un drum din PNDL acum, de vreme ce l-a fost introdus. Doi, orice alt drum care poate intra, vă asigur că îl vom prinde pe PNDL. Dar știți prea bine că acest lucru depinde de Ministerul Dezvoltării, depinde de domnul ministru vicepremier, puteți lua informațiile și de la dânsul ca primă mână, și atunci veți ști cât bani a primit Clujul în anul acesta și cât a cheltuit în anul acesta. Pentru că nu putem cheltui mai mult decât sunt alocați într-un an pentru județul Cluj. Eu, din sursele mele de informare, nu am avut alocat o sumă distribuită pe an bugetar. În fine. Vă mulțumesc. Dacă sunt alte luări de poziție aici, la proiectul numărul 1. Vă rog. Există această anexă a drumurilor care sunt incluse în credit, pe care dorește Consiliul Județean să-l ia. Cred că până la finalizarea creditului, deci până ce reușește Consiliul Județean să semneze acel contract, eu cred că această listă a obiectivelor de investiții este una provizorie, să zic așa, și bineînțeles la concretizarea creditului, până atunci, dacă se rezolvă anumite tronsoane de drum, din această listă se pot scoate și se pot adăuga alte în lista de investiții. Da, absolut de acord. Dacă se doresc mai multe informații despre acest credit, domnul consultant este prezent în sală, cel care a câștigat licitația, și dacă aveți întrebări, dânsul vă stă la dispoziție exact cu întreaga procedură pentru a lămuri orice aspect, dacă există neînțelegeri. Vă rog, dacă sunt, vă rog să-i le adresați, dânsul a venit tocmai pentru a ne explica, pentru că dânsul a fost selectat în urma procedurii noastre interne ca și consultant financiar, și foarte pe scurt ne explică toate aceste necunoscute. Era aici, era o primă abordare a domnului consilier, rog să-i răspundeți de sus. Întrebare. După declararea ofertantului câștigător, a băncii câștigătoare, pentru că procesul este unul de achiziție publică transparentă la care încurajăm competitivitatea, se depune un dosar la Ministerul de Finanțe care conține, într-adevăr, așa cum a spus, această listă provizorie pentru a putea primi avizul de la finanțe. Pe parcurs, dacă unul dintre sectoarele de drum sau un drum cu totul prinde finanțare pe o finanțare alternativă, pe PNDL, pe, nu știu, taxa din port, da? Se poate face o notificare simplă către finanțe, o simplă adresă, se hotărăște prin Consiliul Județean, prin hotărâre de Consiliul Județean, că se înlocuiește un drum cu altul sau că se folosesc banii pentru alt proiect. Și cu o simplă notificare la Ministerul de Finanțe, la fel, după primirea avizului la Ministerul de Finanțe, se notifică banca. Aceste condiții sunt băgate deja în caietul de sarcini pentru bancă, în așa fel că, indiferent ce bancă câștigă, să nu poată obiecta ulterior la modificarea obiectivelor. Da, corect. Mulțumim. Vă rog, domnul consilier, dacă aveți întrebări. Când estimați că va fi semnat contractul? Cam cât durează? O lună, două, trei, zece? Până când se va finaliza licitația? Când estimați că se va putea trage prima tranșă din acest credit? Vă rog. Vom utiliza o procedură accelerată. Încercăm ca semnarea contractului să se producă în două luni jumătate. Da, mulțumim. Mai sunt întrebări? Bun. Mulțumim. Dacă nu mai sunt luări de poziție sau amendamente, supun votului dumneavoastră. Cred că comisiile le-am ascultat. Da. Supun votului dumneavoastră acest proiect, cu mențiunea că avem nevoie de minim 19 voturi pentru a fi aprobat. Vă rog să pregătiți votul. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru, o persoană nu a votat. Mulțumesc, proiectul a fost aprobat.
Mergem mai departe, proiectul numărul 2, privind premierea sportivului Alexandru Bologa, medaliat cu bronz la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro 2016. Comisia 2 și Comisia 7 aveți cuvântul. Comisia 2 aviz favorabil. Mulțumesc, vă rog. Comisia 6 aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă dumneavoastră aveți amendamente, luați de poziție aici, la acest punct. Dacă nu, îl felicităm pe sportivul premiat și supun votului dumneavoastră acest proiect. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. 34 de voturi pentru, niciun vot de împotrivă, nicio abținere. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 3 privind aprobarea unor măsuri cu privire la imobilul Cluj Arena. Comisia numărul 1 și Comisia numărul 4. Vă rog să pregătiți. Vă rog să luați cuvântul. Comisia 1 și 4. Comisia 1 aviz favorabil. Comisia 4 aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă există lor de poziție amendamente. Vă rog, domnul consilier. Aș vrea să formulez un amendament la articolul 4. Se acordă mandat președintelui Consiliului Județean Cluj pentru a acționa în conformitate cu legea numărul 85 2014 cu modificările și completările ulterioare cu privire la societatea Cluj Arena. Și aș vrea să adaug inclusiv desemnarea unui lichidator judiciar. Nu se poate. Instanța nu-l alegem noi.